Bună seara, dragi prieteni, și bine v-am găsit la o nouă ediție a Cafenele Merito Galați, un proiect al Casei Corpului Didactic Galați, în parteneriat, după cum știți, probabil deja, cu proiectul Merito și cu Synergetics, firma care ne ajută să arătăm bine și din punct de vedere publicitar și piaristic de fiecare dată. Invitata noastră din seara asta este jurnalista Emilia Șercan. Îți mulțumim tare mult, Emilia, că ești alături de noi în seara asta. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Cu foarte mare plăcere. Recunosc că în seara asta am, cred, o misiune destul de simplă, pentru că nu va trebui să spun, în a te prezenta, la asta mă refer, pentru că nu va trebui să spun probabil foarte multe lucruri. Emilia Șercan este în momentul de față un nume mai mult decât cunoscut pentru opinia publică românească și nu numai. Emilia este jurnalist de investigație, lector la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Universității București. A început să lucreze în presa locală din 1996, iar din 2000 activează în presa centrală. A lucrat pentru mai multe publicații, Curierul Național, Evenimentul Zilei, grupul de presă Realitatea Cațavencu. A elaborat o teză de doctorat pe tema cenzurii, care a fost publicată la editura Polirom, cu titlul Cultul Secretului, Mecanismele Cenzurii în Presa Comunistă. Și, pe lângă această carte, mai există o carte semnată Emilia Șercan, o carte care a apărut la editura Humanitas și care are ca principal subiect, ne spune că e dedicată acestui subiect, are ca principal subiect această linie de investigație care până la urmă te-a făcut atât de cunoscută, de iubită și de temută, aș spune într-o oarecare măsură, Emilia. E vorba de teza, cartea care privește toate problemele legate de plagiat și de, hai să spunem, toate formele de impostură de tipul ăsta pe care le-ai găsit și pe care le-ai demascat, ca să spunem așa. O să începem discuția noastră cu, hai să spunem, o întrebare aparent simplă. Nu înainte să vă reamintesc și celor care sunteți cu noi în interiorul aplicației Zoom și celor care ne urmăriți live pe pagina de Facebook a Casei Corpului Didactic, că puteți interveni oricând în discuția noastră cu comentarii, cu întrebări, fie prin ViewGraph, este varianta pe care o prefer pentru cei din Zoom, fie scriind întrebările în fereastra de chat, fie venind cu întrebări către noi prin intermediul paginii de Facebook. Vom încerca în măsura în care putem să și voi încerca în măsura în care pot să preiau aceste întrebări și să le duc către invitata noastră. Prima întrebare vine de la mine, Emilia, și hai să spunem că eu te-aș întreba de ce te interesează până la urmă lucrurile astea? Nu îți urâde ideea unei vieți mai liniștite, eventual dedicate metafizicii sau unor subiecte mai puțin, știu eu, arzătoare? Ba da, și dacă stau și mă gândesc bine, mi-aș dori și o foarte tare vacanță. Mi-aș dori să am timp liber să mai mult să citesc. Mi-aș dori să am timp liber pur și simplu să-mi trăiesc viața, pentru că simt că lucrurile trec așa pe lângă mine, se întâmplă lucruri și eu nu am timp pentru mine și pentru propria mea persoană, pentru că da, într-adevăr, am investit poate mai mult decât o face o persoană sau chiar și un jurnalist obișnuit în profesia mea și în dezvăluirile pe care le-am făcut în ultima perioadă despre plagiatele în tezele de doctorat. Vreau să, uite, îți spun un lucru pe care nu știu dacă l-am mai spus până acum. Majoritatea zilelor mele când pot să stau să scriu sunt cele din weekend, sunt zilele de sâmbătă și duminică. Și asta este și explicația pentru care majoritatea articolelor mele sunt publicate lunea, luni de dimineață,
pentru că atunci am timp, documentez în timpul săptămânii, dar două zile legate ca să stau să scriu și să fac textul să fie coerent, nu le găsesc în timpul săptămânii și atunci stau și scriu sâmbătă și duminica. Și zilele mele de sâmbătă și duminică, majoritatea zilelor mele de sâmbătă și duminică, sunt în fața computerului, stând pe un scaun și scriind. Da, nu știu, în ultima perioadă, sinceră să fiu, pentru că, iarăși, moment de sinceritate maximă, pentru că în ultima perioadă am făcut și alte lucruri dincolo de profesia mea de jurnalist și, în fine, și dincolo de orele pe care le predau la facultate. M-am transformat într-un fel de avocat amator, pentru că am deschis foarte multe procese împotriva instituțiilor statului care mi-au blocat accesul la informațiile publice și mi-am dat seama că atunci când mai aveam așa o brumă de timp liber, stăteam și scriam întâmpinări sau răspunsuri la întâmpinări sau făceam răspunsuri la recursuri sau de ce nu făceam și eu recursuri la decizii unde pierdusem în primă instanță și mi-am dat seama că să fiu și cadru didactic, și jurnalist, și avocat amator e prea mult. Și da, mă gândesc foarte serios așa dacă mai pot să fac toate lucrurile astea și cât de mult merită să mai fac lucrurile astea, pentru că ultima perioadă după dezvăluirea legată de plagiatul lui premierului Nicolae Ciuc a fost foarte urât. Foarte urât. Și nu știu dacă, în fine, mai găsesc sau, în fine, voi găsi, pentru că mă știu, sunt o persoană puternică. Voi găsi resursele să fac lucrul acesta în continuare. Dar nu știu cât și nu știu în ce formă. Dar și nu pentru că mi-aș dori mai multe duminici libere. Dar dacă investigațiile mele ajung să deranjeze atât de tare încât atacurile să fie atacuri la persoană și să devin țintă eu pentru că scriu despre niște lucruri, nu știu dacă, sinceră să fiu, nu știu dacă mai am puterea interioară să pot să trec peste lucrurile astea și să fac mai departe ceea ce am făcut până acum. 7 ani de zile. Legați. Nu știu dacă poți cumva răspunde la întrebarea asta. Și dacă nu poți sau nu vrei, absolut în regulă, dar și trecem pur și simplu la următoarea. Însă aș întreba mai concret la ce se referă presiunile astea despre care vorbești. Adică ne putem imagina multe lucruri, dar tocmai pentru că ne putem imagina atât de multe lucruri, te întreb cumva... Da, să fiu mai explicită. Da, da. Aș putea să spun, dincolo de ținta unor atacuri în presă, o presă sordidă și, în fine, e presa aia care e undeva la periferia jurnalismului și cu greu eu una îi atribui calificativul de presă, sunt și alte lucruri despre care nu pot să vorbesc acum. Acum. Sper să pot să vorbesc într-un viitor cât mai apropiat. Dar acum nu pot. Și din motive, credeți-mă, cât se poate de, în fine, serioase. Da, am înțeles și bănuiam. De asta am și spus că nu e niciun fel de problemă dacă nu poți intra în amănunte. Însă, Emilia, te-aș întreba, când ai început această serie de investigații, imaginez că te-ai gândit că vor fi dificultăți de felul ăsta, că vor fi presiuni și mai că te-aș întreba ce sperai concret, adică și ce sper la momentul ăsta până la urmă să obții sau să obținem prin intermediul tău prin aceste investigații. Și te întreb pentru că eu am stat și am meditat foarte mult la actele tale și ale altor oameni pe care îi consider curajoși. Și am ajuns să-mi pun întrebarea dacă nu cumva ele vin până la urmă împotriva unei anumite culturi populare în România. Dacă nu cumva vin
împotriva unui mental atât de opac și de brut și de bine înrădăcinat în istoria noastră, încât seamănă mai degrabă cu zgârieturile unui șoricel pe un zid de oțel. Nu vreau, Doamne ferește, să te descurajez. Cred că nu mi-aș ierta nici eu și nu mi-ar ierta nici alții să fiu eu tipul care a descurajat-o pe Emilia Șerca, însă m-am întrebat literalmente despre lucrurile astea. Mai simplu așa, să-ți spun, când fiecare dintre noi, fiecare jurnalist onest și fiecare jurnalist care își respectă meseria, și cred că eu îmi respect foarte tare meseria, e mânat în luptă de dorința de a schimba ceva. Și asta asta ți-o spun și eu și o spun pentru că sunt conștientă de lucrul ăsta și o să-l găsești scris în toate manualele de jurnalism și mai ales cele dedicate presei de investigație. Fiecare jurnalist de investigație e mânat undeva, conștient sau inconștient, de dorința de a face bine societății în care trăiește și de a schimba ceva. Sinceră să fiu, de-a lungul carierei mele, pentru că foarte multă lume mă asociază acum cu subiectele, cu dezvăluirile legate de plagiate. Dar eu, de exemplu, sunt la fel de mândră de anchetele mele pe care eu le-am făcut în perioada în care lucram la Evenimentul Zilei, și Evenimentul Zilei era un reper pentru presa din România, nu era ceea ce este astăzi. Și mă mândresc foarte tare cu anchetele respective. Mi-aduc aminte, de exemplu, eu am coordonat echipa de la Evenimentul Zilei care a făcut marea dezvăluire, marea serie de dezvăluiri, Mătușa Tamara. Și și atunci făceam la fel, cu la fel de mult curaj, și scriam la fel despre oameni foarte puternici. Nu mi-a fost niciodată frică, nu am gândit niciodată la faptul că nu scriu, nu e vorba că nu am un instinct de conservare sau ceva de genul acesta, dar până la urmă, atâta timp cât meseria de jurnalist este una legitimă și noi servim interesului public, și interesul public, cred că atâta timp cât nu facem meseria, nu ne folosim de meseria noastră în scopuri personale sau pentru a face, nu știu, diverse jocuri, și iarăși eu nu am făcut lucrul acesta niciodată, atunci cred că avem toată legitimitatea să scriem despre lucrurile pe care noi considerăm că lumea trebuie să le știe. Am avut astăzi de dimineață un curs cu studenții din anul 2, chiar un curs de jurnalist de investigație, și le spuneam că în multe situații nu se întâmplă. M-a întrebat la un moment dat un student, bun, și ce s-a întâmplat după investigația X? Și am zis, nu s-a întâmplat nimic, sau mai aproape nimic nu s-a întâmplat. Dar și noi trăim de multe ori cu frustrarea faptului că statul nu reacționează, statul nu se autosesizează în chestiunile sensibile, statul nu face verificări, nu vrea să vadă sau închide ochii în fața multor dezvăluiri de presă. În unele se autosesizează, nu pot să spun că nu se autosesizează deloc, dar pe unele pur și simplu le tratează ca și cum ele nu ar exista. Și noi învățăm să ne mulțumim cu faptul că e suficient pentru noi să scriem și lumea să fie informată, dincolo de faptul că statul nu-și face treaba și statul nu intervine să corecteze anumite anomalii despre care noi scriem. Iar în 2015, când m-am apucat de să ajung punctual la întrebarea ta, când m-am apucat de investigațiile despre plagiat în tezele de doctorat, n-am avut niciun fel de așteptare. Inițial nu m-am gândit că scriu pentru că voi scrie timp de 7 ani constant despre plagiat. Nu, pur și simplu m-am dus la bibliotecă, am luat teza de doctorat a lui Gabriel Oprea, m-am apucat să o verific. Am constatat când am deschis acea lucrare de doctorat că nu avea introducere, nu avea concluzii și am rămas șocată. Am zis, ce teză de doctorat e aia care nu are o introducere și nu are concluzii? Am crezut că e o greșeală. Chiar am întrebat la bibliotecă dacă nu cumva mi-au dat un exemplar
de lucru, o variantă de lucru care să fi fost ștampilată și nu. Aia era teza de doctorat, de fapt. Și la prima pagină, pe prima pagină a acelei teze de doctorat, fără introducere și fără concluzii, prima notă de subsol începea cu obțit. Sunteți profesori aici în această întâlnire și știți foarte bine ce înseamnă obțit. Și eu atunci m-am întrebat, ok, unde este opera aia citată anterior? Anterior unde? Că dacă asta e prima pagină și prima notă de subsol. Nu m-am așteptat atunci. Nu m-am așteptat că eu voi scrie în mod constant. Pur și simplu, cred că povestea s-a derulat așa, ca un fel de bulgăre de zăpadă. De la teza respectivă a fost și o parte a doua, pentru că nu am descoperit din primul moment sursa unui capitol plagiat care l-avea, în fine, sursă primară pe Nicolae Iorga, da? În teza de doctorat a lui Gabriel Oprea era plagiat Nicolae Iorga. Și am avut o parte a doua, după aceea am descoperit că teza respectivă fusese publicată într-o carte, am descoperit că și acea carte era publicată fără introducere și fără concluzii. Am scris și despre lucrul acesta și după aceea am găsit lista doctoranzilor coordonați, a doctorilor făcuți de Gabriel Oprea, pentru că el era și conducător de doctorat, și de acolo am pornit și am început să... Am zis, ok, haide să vedem ce se întâmplă. Dacă Gabriel Oprea a plagiat, dacă el nu a fost în stare să-și facă lucrare, cum i-a coordonat Gabriel Oprea pe acei doctoranzi? Și plus, așa am reușit să aflu că el nu a predat nici măcar o singură oră. Nu a intrat. El avea titlul de profesor, era coordonator, dar el nu a ținut în viața lui măcar 5 minute de curs în fața unor studenți. Adică chestiuni, anomalii, lucruri absolut revoltătoare. Și de aici plecând am ajuns să scriu și să nu mă mai opresc de 7 ani de zile. Și da, nu m-am gândit atunci că vreau să schimb ceva. Apoi, pe parcurs, când mi-am dat seama că vorbim despre un fenomen și nu sunt cazuri izolate, și poate că la început nici eu nu eram conștientă de amploarea fenomenului, dar faptul că noi discutăm despre sau putem să vorbim despre plagiat transformat în fenomen în anumite instituții universitare, e confirmat de faptul că Academia Serviciului Român de Informații a verificat singură toate tezele de doctorat pe care le-a în fine, acordat începând cu anul 2007, anul când s-a deschis școala lor doctorală, și au constatat că 50% dintre aceste teze de doctorat sunt plagiate și le-au reclamat la CNAC. Adică cum să spun eu, e o confirmare când vorbim de jumătate dintre tezele de doctorat susținute într-o școală doctorală, nu mai putem să vorbim despre scăpări sau despre cazuri izolate. Nu, vorbim despre lucruri, în fine, sistemice, probleme sistemice. Și asta spun, cumva mie mi-a confirmat această verificare a lor, mi-a confirmat că nu m-am înșelat. Da, îmi dau seama că ai dreptate, cultural probabil e foarte greu să schimbăm ceva, pentru că ar însemna să schimbăm un status quo care e împământenit la noi oarecum după 1990. Lucrurile s-au degradat foarte mult și sunt convinsă că o parte dintre cei prezenți aici știu foarte bine la ce mă refer și pot să și detaliez dacă e cazul. Și, nu știu, poate că în momentul ăsta sunt puțin, hai să spun așa, pesimistă, cu toate că am avut și momente de optimism. Bine, am avut tot felul de momente de optimism, pesimism și așa mai departe. Dar cred că atâta timp cât clasa politică se transformă în gardianul plagiatorilor și în apărătorul, avocatul plagiatorilor, nu cred că avem vreo șansă. Adică mediul academic care joacă până la urmă după regulile stabilite de politic, nu? Că vine ministrul politic și spune, ia verificați-vă voi, domnilor și doamnelor din universități, toate tezele de doctorat de după 1990, în ideea în care acele verificări să însemne un certificat de bună purtare, că asta este
ideea. Și mediul academic trebuie să respecte decizia politică, nu cred că avem vreo șansă să schimbăm lucrurile. Dar de partea cealaltă sunt iarăși conștientă că dacă lăsăm lucrurile la decizia mediului academic, nu avem universități suficient de mature, puternice, cu oameni care să aibă o cultură de integritate formată și nu o cultură de asta de import și să spunem, da, ne pasă de integritatea academică pentru că se discută mult în spațiul public, dar dacă ne uităm ce se întâmplă în universitățile respective, vedem că lucrurile stau total pe dos. Da, cumva mi-ai răspuns la întrebarea pe care intenționam să o pun, și anume dacă atunci când ai început te așteptai să găsești o asemenea amploare a fenomenului. Presupun că nu din cele pe care le spui. Te-ai gândit probabil că sunt mai degrabă mici scăpări, că pot fi chiar mici acte de impostură, dar nu cred că te-ai fi așteptat să găsești aproape o rețea sistemică de promovare prin intermediul plagiatelor. Au început să vină și întrebările de la cei care ne urmăresc și o să încerc să le preiau. Am și eu o listă întreagă de întrebări, dar o să le las mai spre final pe ale mele. Domnul Adrian Tufă ne întreabă așa. Din câte știu, acum lucrările de licență sunt verificate cu soft antiplagiat înainte de susținere. E valabil și pentru doctorat? Ar fi posibilă verificarea doctoratelor mai vechi cu un astfel de soft? E bună întrebarea. De fapt, lucrurile stau puțin diferit. Există un ordin de ministru din 2016, era Adrian Curaj atunci ministrul educației, și a dat un ordin prin care obliga ca toate universitățile să lucreze cu softuri de verificare a similitudinilor, să verifice tezele de doctorat. Deci obligația în momentul acesta este de verificare a tuturor tezelor de doctorat. Tezele de licență și de masterat sunt opțiunea universităților. Dacă doresc ele să le verifice, le verifică. Dacă nu, nu există obligație legală. La doctorat, da, e obligație legală. Nu poți să intri în susținere până nu ai făcut, până nu ai trecut teza de doctorat prin filtru și până nu ai raportul de similitudine depus la dosarul de doctorat. Deci universitățile sunt obligate să facă lucrul acesta. Eu vă spun că, nefiind o practică, pentru că nu există obligație legală, mulți profesori își folosesc, cel puțin la noi în universitate, sigur se întâmplă asta, noi avem acces la Turnitin, care e unul dintre softurile performante și foarte bune, și folosim pentru, chiar și pentru lucrări de seminar sau pentru diverse teme pe care le dăm studenților, folosim softul care este util pentru că îți indică unde sunt problemele. Îți indică inclusiv atunci când o lucrare îți dă un procent zero, e o problemă cu lucrarea respectivă. Înseamnă că studentul a încercat să facă ceva, cum să spun eu, să prelucreze cumva lucrarea respectivă astfel încât să dea procentul zero. Și nu e regulă. De ce nu trebuie să dea procentul zero atunci când verifici o lucrare? Pentru că sunt cuvinte uzuale care nu pot fi, sau expresii, scuze. Alăturări, da. Alăturări uzuale care nu pot fi spuse sau, de exemplu, din acest punct de vedere. Sunt 5 cuvinte, dacă softul este setat să verifice orice succesiune identică de 5 cuvinte, din acest punct de vedere trebuie să fie și îți dă acolo un 0, depinde cât e el, cât înseamnă el din cuprinsul respectivei lucrări. Și da, studenții și, în fine, studenții, că despre ei vorbim în special, sunt foarte creativi și reușesc să găsească tot felul de modalități de a fenta softul. Și eu am descoperit o studentă care a încercat să mă păcălească acum vreo 2 ani de zile cu era un interviu de făcut, un interviu de documentare, adică o discuție liberă înseamnă interviul de documentare între două persoane, cu scopul de a obține niște informații. Nu e interviu ca gen jurnalistic, care e mai greu, în fine, cu documentare extinsă și așa mai departe. Și
făcut studenta respectivă, a înlocuit I-ul din limba latină, din alfabetul latin, din limba latină, din alfabetul latin, l-a înlocuit cu I-ul din alfabetul chirilic. Ele vizual sunt identice, arată la fel, doar că softul nu mai recunoștea, pentru că el recunoștea cuvintele din alfabetul latin, nu scrise cu alfabetul latin. Și uite, am zis, domnule, nu se poate, ce, e ceva în neregulă cu lucrarea asta. Și am trecut la metoda clasică de verificare, am luat bucățele pe care le-am scris eu, le-am tastat eu în Google și am descoperit, era un interviu cu Florin Zamfirescu, plagiat dintr-o, în fine, lucrare de pe internet. Foarte tare. Mă gândesc că studenta asta, mă rog, nu știu dacă era cea mai onestă ființă din lume, dar trebuie să recunoști că era o combinație de creativitate și curaj mai rar întâlnită. Ai Adică, avut o mare curaj să mie mi încerci se cu mare pare. curaj Mie mi se pare remarcabil să vrei să o plagiezi pe profesoara Emilia Șercan, adică nu e la îndemâna oricui, ca să spunem așa. Emilia, o să te întreb așa, pentru că uitându-mă și pe lista celor care sunt în Zoom, uitându-mă și știind, ne analizăm și noi audiențele, așa, știind că de regulă ne urmăresc și foarte mulți elevi și studenți. Aș aduce în discuție niște rezultatele unor cercetări care s-au desfășurat în ultimul timp, una chiar foarte recentă, despre care a vorbit și profesorul Liviu Papadima când a fost invitat la noi în cafenea. Mai toate cercetările arată niște lucruri cel puțin îngrijorătoare, că, de exemplu, în licee, mai ales la clasele mari, furtul intelectual și plagiatul nu este văzut în momentul ăsta ca o mare problemă morală sau ca un mare obstacol moral. Procentele sunt aproape descurajante, adică vorbim de aproximativ 3 elevi din 4. De asemenea, sunt cercetări care arată că de foarte multe ori elevii sau studenții nici măcar nu înțeleg foarte bine de ce e greșit să faci chestiunea asta și de ce au unii profesori o fixație cu chestiunea asta și investesc atâta timp și atâta resurse pentru a împiedica până la urmă plagiat. Așa că o să te întreb frontal, până la urmă, de ce e un lucru atât de rău să iei de aici colo uitând să spui de unde ai luat, chiar și din marele gânditor opcit eventual. De ce e atât de rău până E la rău urmă? pentru că lucrul acesta, de fapt, nu încurajează originalitatea, nu încurajează, nu știu, chiar gândirea critică, nu încurajează inovarea. Practic, noi luăm modele, nu, și ne asumăm lucruri, ne asumăm, preluăm lucruri pe care le-au spus alții și nu facem, noi nu depunem niciun fel de efort să facem, să producem și noi cunoaștere nouă. Eu mi-aduc aminte și da, e o problemă foarte mare și studiul acesta, de fapt, și acele campanii pe care Universitatea din București le-a început și le-a făcut în liceele și nu numai din București, au fost și chiar câteva licee din țară incluse în proiect, au fost făcute în cadrul unui proiect finanțat de Ministerul Educației și ideea de a coborâ și de a vedea ce se întâmplă în școlile generale și în licee, chiar mi-a aparținut, pentru că am zis, domnule, de acolo de fapt vine problema. De acolo vine problema, o parte din problemă e de acolo, pentru că eu mi-aduc foarte bine aminte de anii 90 când eram la liceu și când învățam comentariile pe care le aveam în anumite cărți, cumpăram anumite cărți pe care le indica dirigintele meu, profesor de română. Și de acolo noi învățam practic niște șabloane. N-am gândit niciodată clase de filologie cu 5 ore de limba română, lingvistică și în total cred că aveam, cu tot cu dirigenție, cred că aveam vreo 9 ore cu profesorul de limba română și aș putea să spun că noi am discutat la modul liber doar 5 opere și le-aș putea, cred că, numi și pe degete, că mi-aduc aminte foarte bine ce am făcut în acei. Consider
anii aceia, eu i-am considerat tot timpul ani pierduți, efectiv ani pierduți. Și noi n-am fost încurajați să fim. Și acesta este un model care s-a perpetuat. E un model care s-a perpetuat în anii care au, cum să spun eu, în anii care au urmat. Și probabil că lucrurile ar trebui să se schimbe la școala generală și la liceu. Și eu chiar am și venit cu o soluție. Am spus că în acele ore de educație socială care sunt în școala generală, poate că ar trebui inclusă măcar într-un semestru, să fie incluse chestiuni legate de integritate. Și integritatea nu numai, integritatea legată de școală, pentru că e un pic de vreme să vorbim despre integritatea academică la școala generală, dar integritatea legată de, nu știu, de angajamentul școlar pe care îl are fiecare elev, integritatea raportându-ne la societate, la ceilalți, la munca altor oameni, astfel încât să înțelegem, adică noi să avem o cultură a integrității formată de mici, să înțelegem de ce e rău să iei lucrul. La fel cum e rău să iei telefonul unei persoane, la fel de rău este să iei lecția sau tema sau știu eu, sau ce a făcut, ce a scris o altă persoană. Fie că e colegul tău, fie că e vorba despre un text pe care l-ai găsit pe internet sau niște fotografii, pentru că și acolo există niște drepturi de autor care ar trebui protejate. Și nu e nimic rău să iei, dar ideea este să citezi, adică poți să iei, poți să împrumuți dacă te ajută să comentezi sau să aduci o notă critică sau o notă argumentativă la textul pe care tu l-ai preluat. Nu e greșit să iei, dar să pui ghilimele și să citezi, să atribui, să spui cine este autorul care a scris lucrurile respective. Și cred că lucrurile, dacă ar fi corectate, probabil că într-un timp, în fine, destul de lung, probabil că vom schimba lucrurile. Eu cred foarte tare că lucrurile pot fi schimbate, în primul rând, dacă schimbăm mentalități. Și dacă înțelegem că e greșit ceva, e și în psihologie, nu? Când ajungi să ai o problemă, poți să schimbi problema respectivă dacă o accepti, dacă ești conștient că problema există, dacă o accepti și dacă după ce o accepti, mai ușor ajungi să lucrezi împotriva ei, nu? Sau să găsești mecanismele să o corectezi. Da, mă bucur că ai adus tu și asta psihologică în discuție, pentru că psihologic vorbind, probabil că ușurința de a îți însuși ceva imaterial mai degrabă decât ceva material ține și de o anumită structură a psihologiei noastre. În fond, suntem generații care au crescut cu muzică piratată, cu casete copiate de aici de acolo. Să ridice mâna profesorul care n-a downloadat niciodată o carte de pe site-urile fără drepturi de autor și așa mai departe. Dar dincolo mai de... Plâng ceva, numai un pic te întrerup. Nu ai idee câți oameni în mediul academic apelează la SciHub și la LibGen, adică sunt două site-uri de pe care se descarcă cărți care nu sunt accesibile, pe care nu le găsești, sau în fine le găsești pe Amazon, dar costă 100 de euro sau 80 de euro, costă foarte mulți bani, sau articole pe care nu le găsești în baze de date sau nu le găsești la liber pe internet și când nu găsești, te duci acolo pentru că ai nevoie să iei, ai nevoie de cartea respectivă. Eu am, în perioada în care am făcut, închei paranteza imediat, în perioada în care mi-am făcut doctoratul, am plătit pe o carte și m-a durut sufletul, am plătit pe o carte 82 de euro, o carte foarte, cum să spun eu, subțire de altfel, nu știu, erau 40 de pagini, cred că, scrisă de un rus, în fine, care teoretiza într-un fel foarte... am găsit referință la el și mi-a plăcut foarte tare. Adică simțeam, rezonam cu ceea ce scria el, cum teoretiza el cenzura și am cumpărat-o pentru că nu am găsit sub nicio formă. M-am rugat de prieteni, vedeți, poate e la voi în librării să-mi faceți un scan, să-mi faceți niște poze, să... N-am reușit și atunci am zis ok, am dat 82 de euro și am făcut chestii, am cumpărat cărți, cred că de, nu știu, de,
în perioada respectivă am dat mii de euro ca să cumpăr cărți pentru doctorat, pentru că nu le găseam. Da. Mă gândesc că, mă rog, problemele pe care le pui tu ar constitui premisele unor seminarii de etică aplicată foarte încinse, așa, pentru că eu n-am vrut să pronunț nici LibGen, nici Sci-Hub, nici ca să nu, mă rog, încurajăm pirateria. Însă, Am mai eu. sigur că se poate până la urmă pune problema dacă. Toată lumea le cunoaște. În mediul academic, site-urile astea sunt ultra cunoscute. Adică nu cred că e cineva care nu le știe. Da, cu siguranță. Acum, în termeni filozofici, cumva, și o să revin la chestia asta, acum doar arunc un teaser, așa. Eu văd o structură filozofică foarte clară a acestui conflict, până la urmă și până la urmă. E vorba de două atitudini față de morală, pe care, în general, societățile, cred eu, le îmbină într-un mod echilibrat. O atitudine utilitaristă pe undeva, în care judecăm binele și răul lucrurilor în funcție de efectele benefice sau nu pe care le obținem. Și hai să spunem o dimensiune normativistă, o dimensiune a regulii și a virtuții și a valorii, care nu-ți dă voie până la urmă să faci orice în termeni utilitariști. De-aia nu e ok, de exemplu, nu știu, să îți faci, cum s-a întâmplat acum câțiva ani, mi-amintesc cazul cu o tabiță, nu? Să-ți faci poze lângă un om în comă, doar ca să te amuzi, deși din punct de vedere utilitarist, să spunem, calculul are și cum trebuie, dar există o normă, hai să spunem, verticală care-ți interzice asta. Senzația mea este că atunci când utilitarismul ajunge să, hai să spunem, să devoreze orice dimensiune verticală a societății, abia atunci dăm cu adevărat de rău. Pentru că atunci orice poate fi până la urmă justificat. În fond, mi-am rezolvat și eu o problemă. Am făcut un doctorat, am ajuns undeva, n-am făcut rău nimănui, nu are român o vorbă, n-am dat în cap Am dat nimănui, în cap. n-am dat în cap nimănui, n-am rezolvat și eu o problemă, am scris un doctorat, ei și ce? Dacă nu e original. Parcă toate lucrurile trebuie să fie originale. Doamna profesoară Lăcrămioara Bozieru vrea să intervină și să spună ceva. Lăcrămioara, te rog. Da, eu sunt mai puțin filozofică. Eu sunt așa foarte ancorată în realitatea asta pentru că, într-un sens, sunt și spulberată de ceea ce mi s-a întâmplat astăzi. Apropo de ceea ce a spus doamna Șercan, eu cred că totuși lucrurile ar trebui să înceapă din școală, ar trebui să înceapă cu acele lucrări de licență și de disertație despre care spuneam înainte că nu sunt verificate pentru plagiat, pentru că în felul ăsta se perpetuează mentalitatea asta că hoțul neprins este negustor cinstit. Eu astăzi am dat un test la o clasă de a 10-a, la care am constatat cu stupoare, în mijlocul testului, că se copia masiv, deși nu ar fi trebuit, cel puțin teoretic, să se poată, testul dându-se pe dispozitive electronice, cu o randomizare a itemilor cărora trebuia să li se răspundă și că am o clasă întreagă de copii excepționali de nota 9 și 10 și care nici măcar nu ar fi avut timp să citească cerințele respective și să răspundă la ele. Am aflat ulterior, de la unul dintre ele, au o aplicație instalată pe dispozitive care le permite foarte ușor să tragă în piept, ba chiar, presupun eu, inclusiv să acceseze drive-ul meu de la școală. Iar ei erau cât se poate de liniștiți vis-a-vis de toată povestea asta și foarte, foarte încântați de notele pe care le luau în numai 4 minute, deși testul, lecturarea și rezolvarea lui era concepută pentru 20 de minute.
Asta mi-a și dat de gândit în momentul în care primul răspuns a venit la 4 minute după ce fusese lansat, după ce fusese postat testul. Și evident că mi-a lăsat un gust extraordinar de amar, pentru că nici o clipă acești copii nu și-au pus problema că fac ceva rău, nici o clipă nu și-au pus problema că ar putea să fie prinși. Bună oară, eu nu i-am prins. Nu știu încă precis despre ce aplicații se vor face și cum au procedat. După cum mi s-a întâmplat și mi se întâmplă tot timpul, să constat faptul că sunt cât se poate de dedicați diverselor modalități prin care pot înșela vigilența profesorului și că o fac efectiv sistematic, fără niciun fel de reținere. Iar comportamentul ăsta se va perpetua mai târziu, la nivel academic și mă gândesc că și profesional ulterior, pentru că nu este vorba numai de ceea ce se va întâmpla în facultate, ci de ceea ce vor face ei în general în viață. Lăsând la o parte aspectul despre care a pomenit doamna Șercan, acea gândire critică sau dezvoltarea originalității, a creativității, este un aspect despre care toți specialiștii vorbesc, despre care părinții nu încetează să își dea cu părerea, dar în momentul în care notele copiilor lor sunt foarte bune, sunt extrem de încântați, indiferent cum le-au obținut. Și neînțelegând faptul că obținându-le în felul acesta, până la urmă, adevărata problemă este că în viață, la un moment dat, se vor lovi de situații în care pur și simplu ei nu vor mai avea pe cine sau de unde să copieze. Sau chiar mult, mult mai grav, este faptul că nici nu vor ști ce anume să copieze, pentru că pur și simplu nu înțeleg ceea ce se așteaptă de la ei. Este fenomenul care, după părerea mea, devastează școala românească. Haideți să vă spun eu ceva care să vă întristeze și mai mult. Studenții de la facultate, pentru că și eu am impus o serie de... Normal, trebuia să-mi iau măsurile astfel încât să mă asigur că nu vor copia la examen. Am distribuit testul pe o platformă care randomizează și întrebările și răspunsurile. Le-am dat, era un test grilă și un test, în fine, câteva întrebări grilă, câteva adevărat sau fals sau câteva întrebări cu răspuns deschis. Și vreau să și le-am lăsat 25 de minute la un total de 20 de întrebări cu totul, cu toate cele trei variante. Și le-am lăsat 25 de minute. Am înțeles că au făcut un fel de scrisoare, la mine n-a ajuns, dar mi-au spus colegii că au făcut un fel de scrisoare în care să se plângă de faptul că i-am lăsat doar 25 de minute și că în regulamente, în proceduri, în știu eu ce documente mai are facultatea, examenul este stabilit la 2 ore. Și de ce examenul lor nu a fost 2 ore? Deci, practic, acești studenți luptă și protestează pentru dreptul lor de a înșela și dreptul lor de a copia și dreptul lor de a obține note ușor și de a ne păcăli. Și eu cred că asta este foarte trist. Vă spun sincer, când am aflat lucrul ăsta, că ei, de fapt, acum vor să protesteze sau să pună o scrisoare și să ceară ca aceste examene grilă să nu mai fie de 20, nu numai la mine, că mai sunt și alți colegi care au folosit la fel tot aceeași platformă, tot timp limitat. Deci ei asta fac, luptă pentru dreptul lor de a înșela la examen, de a obține note ușor și nemuncite, fără să învețe. Ce ne facem în situația asta? Adică eu cred că de la întrebarea asta ar trebui să ne punem așa, să punem întrebarea asta și după aceea să spunem, să deschidem o dezbatere, viitorul educației încotro sau viitorul țării, de ce nu? Pentru că, nu, e vorba mai departe, ne uităm despre, dincolo de viitorul educației, ne uităm la ceea ce devin oamenii ăștia. Ați spus foarte bine. Dacă ai un comportament de tipul ăsta, ai tendința să-l transferi și la locul de muncă și în viața de zi cu zi.
îl transferi în relațiile tale sociale pe care le ai. La urmă chiar și în cele de familie le vei și de familie, da. Sigur că da. Da, 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 de familie, relațiile sociale, transfer genul acesta de comportament și eu văd că în continuu, adică parcă e un dialog așa al surzilor, eu așa îl înțeleg, așa îl resimt în ultima perioadă, mai ales după ce am văzut intervențiile în forță ale Ministrului Educației, Onor, încercând să facă tot felul de schimbări și tot felul de modificări, de fapt, ceea ce cumva luptă și studenții noștri. Pentru dreptul de a păcăli, dreptul de a înșela și dreptul de a nu sancționa impostura. Asta fac. Asta fac studenții sub o formă, asta face Ministrul Educației sub altă formă. Asta am vrut să spun, dacă îmi dai voie să intervin un pic în discuție. Întrebarea mai tulburătoare și poate mai filozofică, sper să dea media bine, eu mai filozofic, lăcrămioara mai aplicată, este dacă nu cumva găsim aici un tipar general care caracterizează mai degrabă întreaga societate românească. Nu numai studenți, nu numai elevii, nu numai... Mă gândesc că până la urmă și până la urmă lucrul despre care vorbești tu aici, adică o combinație de vânătoare a rezultatului, da? Că despre asta vorbim, de vânătoare a rezultatului. Și întrucât numai rezultatul contează, drumul până acolo nu pare să conteze. Atunci există până la urmă o tendință firească a minții umane și atavică, aș spune, de a reduce eforturile și investiția cerebrală și economică și mai știu eu cum. Oare nu întâlnim același lucru și la elevii care învață strict pentru examen? Oare nu întâlnim acest lucru uneori și la profesorii care vânează mai degrabă niște hârtii care să dea un punctaj pentru gradații? Oare nu întâlnim în instituțiile publice și pot continua foarte mult? Oare de fapt nu avem mai degrabă o problemă socială profundă decât una de nișă? Mă întreb, chiar nu știu răspunsul. Nu este deloc de nișă. Este cât se poate de socială. Vă scuzați, doamna Șercan. Da, nu, nu, asta, exact asta voiam și eu să spun, da, și eu zic că e o problemă socială, e o problemă extinsă, cred că într-o oarecare măsură e și o problemă culturală. Mă gândesc la ceea ce se întâmpla înainte de 1989. Modul, căile, shortcut-urile și căile scurte pe care încerca toată lumea să le găsească, să-i fie cumva mai bine, să ajungă să-i fie cumva mai bine, pentru că atunci tuturor ne era rău. Și îmi aduc aminte din copilăria mea cum nu erau tot felul de... Fiecare încerca să se descurce. Ei, acum acea, cum să spun eu, descurcăreală, cred că, din perioada comunistă, acum îmbracă diverse alte forme. Studentul se descurcă la un examen, elevul se descurcă la o teză, nu știu, altă persoană se descurcă la locul de muncă, dar fiecare încearcă, de fapt, să facă lucrurile în așa fel încât, de fapt, să iasă ușor și nu neapărat respectând normele și regulile și, știu eu, nealegând calea mai grea și mai dreaptă și corectă până la urmă. Și eu mai pun o problemă. Eu mai pun, Doru, și scuză-mă că... Nu, nicio problemă. Da, având în vedere că sunt, în fine, audiența noastră e formată din profesori și mă bucur foarte tare că se întâmplă lucrul acesta, mă gândesc dacă, și na, toți am avut experiențele noastre într-o formă sau alta, nu, în școală, eu aș putea să spun tot din, mai ales acum din experiența jurnalistică, și gândindu-mă la anumite universități unde plagiatul a fost transformat în regulă și nu a fost excepția, formele de impostură și de fraudă academică au fost încurajate. Erau profesorii îndrumători de doctorat care le spuneau studenților, păi ia și tu de aici, de acolo. Asta dacă nu s-a întâmplat în unele cazuri despre care mi s-a spus, au fost... Chiar profesorii au făcut respectivele lucrări. Neapărat ei le-au făcut, ei le-au compilat. Au luat un capitol de aici, un capitol de acolo. I-a servit o lucrare domnului politician care, bineînțeles că n-avea timp să stea să-și facă lucrarea.
Cam asta s-a întâmplat și presupun că nu vom reuși să schimbăm lucrurile fără o schimbare de mentalitate. Iar schimbarea de mentalitate ține cumva de ceea ce noi facem în educație. De asta spun că probabil foarte important este ca acele cursuri, acele ore de educație socială să includă cel puțin un semestru integritate. Și să predăm integritate. Cum predăm în universitate, acum ținem cursuri obligatorii de etică și de integritate academică, iarăși fac aici o mică notă, o mențiune, prost gândite, cum prost gândite au fost doar, bun, într-o formă ajută destul de mult acele verificări ale tezelor de doctorat cu softurile de similitudine, dar ar fi util ca ele să fie verificarea obligatorie să fie la toate temele, așa cum și lucrări de licență și de dizertație, cum se întâmplă în străinătate. În străinătate, universitățile, la orice temă, nu îți primește profesorul lucrarea dacă nu e trecută prin soft. Asta ar trebui să se întâmple la noi. Nu, la noi e obligatoriu doar la doctorat. Și iarăși, cum spuneam că e prost conceput la noi, avem obligatoriu curs de etică și de integritate la masterat și la doctorat, dar nu și la licență. Acolo unde practic ai grosul, tu acolo pui bazele, nu? Studentul respectiv poate nu o să ajungă în final să facă lucrare de... nu o să facă masterat. Și politicianul nostru s-a gândit doar la să rezolve problema la masterat, pentru că masteratul nu e așa, e treapta următoare pentru doctorat. Cam de acolo ar conta să fim onești, nu? Exact, cam de acolo ar conta. Nu, eu cred că ar conta foarte mult dacă aceste cursuri de integritate, să învățăm să fim cinstiți, să învățăm să fim corecți cu noi înșine, cu apropiații noștri, cu modul în care ne facem, modul în care învățăm și cu societatea în general. Dacă suntem în situația asta, nu cred că ar trebui să ne fie rușine, că avem nevoie să predăm integritate în școli, ci ar trebui să ne asumăm. E o chestie de asumare și facem lucrul ăsta, ca în niște ani de zile să simțim și să vedem schimbarea. Nu pot să-mi reprim un gând pe care l-am avut ascultându-te. Mi se pare tulburător faptul că, până la urmă, existența unui, hai să spunem, unui cadru general, a unui bias sistemic, cum să-i spun, care încurajează furtul intelectual. Foarte multe impulsuri care al minteri ar fi lăudabile ajung să fie pervertite, pentru că până la urmă studentul care se luptă pentru drepturile lui folosește un impuls care în sine nu e deloc rău, și anume impulsul pentru echitate, de exemplu. Da, numai că îl folosește într-un mod absolut alterat, într-un cadru greșit. Și cumva existența acestui cadru, uite că strică, hai să spunem așa, tot conținutul moral și tot mediul moral, până la urmă, din mintea studentului. Știu că e o mânuță sus și imediat o să-i dau doamnei Firica, scrie, nu știu exact, da? Bună seara! Firica Pușcașu, da. Da, imediat, doamna Pușcașu, okay. vă dau cuvântul. Iarăși o să trag un pic spre căruța mea filozofică. Colega mea, Lavinia Vișan, spune: este inelul lui Gigas pe care îl au ei, da, elevii. Asta mi-au spus. Până la urmă, veche problemă. E o problemă pusă de Platon cu 2000 și ceva de și jumătate de ani în urmă. Dacă oamenii sunt mai degrabă morali și ascultă de lege din teamă sau dintr-o conștiință morală, mă tem că ne apropiem periculos de răspunsul la întrebarea asta. Pentru că, uite, atunci când ai inelul lui Gigas, inelul care în mitul platonic te făcea invizibil, da? Iată că până la urmă tendința generală e mai degrabă de a înșela. Sigur, discuția e foarte complexă și n-aș trage lucrurile pe linia asta filozofică, oarecum secundară. Însă sunt lucruri la care m-am gândit până la urmă ascultându-te. Și mai e ceva. Nu de puține ori mi s-a întâmplat, în momentul în care am
vorbit cu elevii mei. O fac constant și cred că sunt zeci, sute de elevi de-a lungul anilor care pot confirma asta. Am vorbit despre necesitatea de a fi principial, de a fi onest, până la urmă de a veni cu ale tale, cu ideile tale, bune, rele. Mărturisesc că și din punct de vedere profesional mi se pare super interesant și citesc cuvânt cuvânt niște lucruri venite din mintea unui om onest. Am primit adeseori întrebarea asta și întâmpinarea asta. Bine, dar toată lumea face asta. Până la urmă, un om principial sau care își dorește să rămână onest și principial nu are un dezavantaj de fond în societatea noastră? Adică nu-i cerem până la urmă să joace, nu știu, cu picioarele legate meciul ăsta al societății noastre? Nu e mai adaptativ să faci ce face toată lumea? Întreb. Bineînțeles că așa este. Nu încape niciun fel de discuție în privința asta. Întotdeauna cel care va proceda diferit de majoritate va fi blamat de majoritate, de subordonați, de toată lumea. Nu încape absolut niciun fel de loc de semn de întrebare în privința asta. Și aș mai spune ceva, mai ales că vorbiți, lucrați foarte mult cu elevi și vedeți cum își tratează elevii, cum își tratează colegii care sunt corecți și care sunt tu nu ai fost cu noi când am chiulit toți de la oră. Tu ai făcut notă discordantă sau tu nu ai făcut nu știu ce chestie pe care noi toți ceilalți am făcut-o. Și persoanele astea de regulă tind să fie excluse din grupuri, să fie izolate, bineînțeles, știu eu, poate agresate verbal, formele de bullying sunt diverse și așa mai departe. Adică oamenii ăștia ajung să sufere și să fie condamnați de restul grupului. Aș dori și eu să intervin. Bună seara! Da, eu am un privilegiu să fiu profesor la gimnaziu și cumva mă bucur de aspectul acesta pentru că elevii de gimnaziu au o receptivitate deosebită față de ceea ce înseamnă, eu știu, avantajele integrității. Dacă știi cumva, adică dacă te străduiești să le prezinți astfel încât ei să le însușească chiar ca pe niște avantaje, chiar dacă uneori poate că sunt blamați în cercuri restrânse pentru că fac notă discordantă față de cei care să spun că au încurajat chiulul, că veni vorba de asta. La noi nu prea chiulesc, că sunt încă mici, probabil, dar putem semăna aici, încă de la vârste mici, putem semăna că integritatea aduce valoare, că integritatea ajută la faptul că îți dă putere, că integritatea îți dă valoare în timp. Aici putem să învățăm și răbdarea, adică să aibă răbdare cu ei înșiși și să vadă roadele. Iar referitor la cei care fac notă discordantă, acolo să știți că este esențială cumva intervenția dascului, cel puțin pe moment. Știm foarte bine că elevii vin de acasă cu o anumită mentalitate, din familie, din societate. Noi cu asta avem de luptat. Și dacă îi luăm de mici și putem schimba puțin, câte puțin, vom ajunge peste câțiva ani să vedem și la liceu și la nivel academic că sunt altfel de oameni. La urma urmei și oamenii de acolo, de la nivel academic, au trecut prin școală și ne-au avut ca profesori. Eu cumva îmi fac așa mea culpa că fac parte din corpul profesoral. Nu știu din câți din elevii mei au ajuns în mediul academic, dar îmi pun problema ce am semănat. Îmi pun problema și încă mi-o mai pun și de acum înainte. Este important, este foarte important exemplul profesorului, atitudinea lui
Și copiii învață din exemplu. Copiii învață din exemplu. De cele mai multe ori am avut mai mult probleme cu părinții decât cu elevii, dar și părinții pot fi convinși, pentru că sunt niște avantaje să fii integru. Asta îți dă libertate, îți dă, nu mai spun de, mă rog, de ceea ce ține de aspect de formare intelectuală și nu numai, la urma urmei, nu toți copiii ajung în mediul academic sau ajung să termine o facultate, dar acolo, la locul de muncă, practic, asta, cum spunea și doamna profesor Șercan, aspectele astea se translatează și în viața personală. Și da. Vor fi consecințe. Cred că ar trebui să le prezentăm elevilor și avantajele, dar și consecințele de a nu fi integru. Și poate asta duce la o schimbare în timp, e adevărat. Dar trebuie făcut și asta. Mulțumesc! Mi-a pus foarte mult, dacă îmi dai voie puțin, domnule, da, foarte mult, ați spus, doamna Pușcașu, faptul că elevii ar trebui să fie învățați să aibă răbdare, să fie învățați să fie răbdători și să aștepte să cumva să ajungă la anumite rezultate, normal, păstrând calea onestității. Da. Și mi-am adus aminte acum, am citit, am ascultat, de fapt, era un interviu video pe care l-a dat undeva în anii 90, la sfârșitul anilor 90, l-a dat Victor Ponta când era proaspăt procuror, intrat în magistratură și a avut un interviu la ProTV atunci, era prezentat așa ca o speranță a, în fine, societății, că atunci nu făcea politică. Și îl întreba Mihai Tatulici, care făcea interviul, l-a întrebat ce calități are și ce defecte. Și el a zis și-a trecut la defecte și a trecut nerăbdarea. Și acum, gândindu-mă la povestea lui și la povestea plagiatului lui, și așa pur și simplu mi-a sărit mintea, m-a dus la interviul respectiv și îmi dau seama că da. Probabil nerăbdarea de a ajunge în anumite poziții, nerăbdarea de a ocupa funcții, de a arde etape pe exact. Unii, poate să îi împingă să facă lucruri de genul. Da. Să renunțe la comportamentele corecte. Exact, și da. Da, mulțumesc tare mult. Sigur, ca și data trecută, spun că tare multe întrebări îmi vin. Mă gândesc la faptul că, de exemplu, nerăbdarea este una dintre caracteristicile pe care studiile le tot găsesc în portretizarea generației Z. Pentru că vin din, mă rog, digitalizare, din, știu eu, sigur că nerăbdarea despre care vorbești e un pic mai amplă decât simpla nerăbdare de a obține rapid o prăjiturică pe care ți-o dorești. Însă mă gândesc așa și mă întreb oarecum retoric dacă vin vremuri mai bune sau mai puțin bune pentru răbdare în viitor. Lăcrămela Bozieru vrea să mai spună ceva. Lăcrămela, te rog. Da, eu cred că și păcatul meu tot nerăbdarea este, dar păcatul meu și are rădăcini foarte adânci în acești zeci de ani de profesorat. Eu cred că nu mai am răbdare cu sistemul ăsta pe care nu îl mai văd schimbându-se suficient de repede încât să producă rezultate. Nu mai am răbdare să mai ascult tot felul de propuneri care vin dintr-o parte sau dintr-alta și care toate, din nefericire, cumva mă leg în ceea ce a spus și doamna Șercan, deci a spus și Firica, din nefericire, nu sunt în niciun fel rezultatul unei gândiri pe termen lung. Noi tot vorbim de acești copii care nu au răbdare să vadă rezultatele pe termen lung, deși noi le prezentăm faptul că pe viitor, uite, s-ar putea întâmpla asta și asta și asta. Sau la serviciu, nu vei mai avea de unde să copiezi, angajatorul se va aștepta ca timp să realizezi un anumit proiect tu însuți, nu să-l copiezi din altă parte, indiferent de domeniul în care lucrezi.
În sfârșit, știți despre ce vorbesc, dar noi trăim într-o țară în care nu există plan pe termen lung, în care nu avem o clasă politică aptă să se așeze la masa discuțiilor și să stabilească pentru educație un plan care să fie valid pe termenul unei generații, pe 25 de ani, și să-i vedem rezultatele atunci, dar în acești 25 de ani să nu se schimbe nimic. Gândiți-vă la faptul că acum ministrul vrea să schimbe din nou structura anului școlar. Dorește din nou o împărțire în trimestre fără a avea niciun fel de justificare din venită, fondată pe anumite studii, care să fie realizate de organisme independente, nu de proprii lui subordonați. După ce a venit, a înaintat ideea și apoi le-a poruncit, exact ca un vătap, acestor oameni să fundamenteze. Deci găsiți voi explicația, găsiți voi motivele. Iată, eu am și găsit un motiv. Din 98 încoace s-a deteriorat învățământul și în 98, guess what, s-a introdus structura pe semestre. Eu cred că trebuie să fie o legătură. Noi nu putem să continuăm cu genul ăsta de politici educaționale care de la un an la altul să schimbe ba structura, ba tipul de examen, ba una, ba alta, dar să nu meargă niciodată la miezul problemei, care este evaluarea, care este modul în care se face ea, care să meargă la modul de formare al profesorului, la modul de predare și așa mai departe. Toate elementele astea, chiar și la acest fenomen al copiatului, care este atât de răspândit, este pandemic pur și simplu. Nu e niciun fel de diferență când nu tușești și nu-ți curge nasul și n-ajungi la terapie intensivă de la virusul ăsta, dar ei sunt deja virusați. Ei sunt purtători și transmit mai departe, din generație în generație, diversele metode prin care pot înșela vigilența profesorului. Deci, atâta timp cât nu vom avea o gândire pe un termen lung, nu putem nici copilului să-i cerem gândire pe termen lung. Părinții lor nu au gândire pe termen lung. Și atunci, dacă școala nu are, sistemul nu are, familia nu are, cumva venim să cerem acestor copii ceea ce nimeni din universul adult înconjurător nu le oferă. Absolut de acord cu tot ce spui, Lăpremeara. Ba chiar mă gândeam așa, mai râzând, mai glumind, că probabil domnul ministru a identificat greșit cauza. Eu cred că decăderea sistemului de educație vine din faptul că atunci am terminat eu liceul, știi? Cred că ăsta e motivul. În 98 a fost primul meu an de facultate, așa că probabil de acolo vin lucrurile. Sigur, glumesc așa oarecum amar, pentru că modul ăsta lăutăresc până la urmă de a fundamenta politici publice pe impresii personale, pe convingeri, pe fără a ține până la urmă cont de fundamentarea științifică, care, exact cum ai spus, ar trebui să vină din surse independente și ea să fundamenteze politicile și nu invers. Astăzi în Edupedo a apărut un articol excelent și de bun simț, așa, cu al lui Dacian Dolean, cercetător de la Cluj, pe care cred că toți cei interesați de educație îl știm, care spunea până la urmă negru pe alb evidențele pe care le numim și noi aici. Sunt 100% de acord că nu gândim niciunii pe termen lung și inclusiv educația formativă, care eu cred că ne lipsește, în momentul ăsta aproape că ea nu mai există. Educația pentru a forma valori durabile, pentru a modela interior omul și până la urmă, cum spunea, iarăși îl citez a doua oară în seara asta pe domnul profesor Liviu Papadima, formarea caracterului care rămâne până una alta marea, hai să spunem, marele ideal educațional chiar și în epoca noastră, lucrurile astea au ajuns să nu mai conteze pentru nimeni. Este o cultură de rezultat, este o cultură a notei luate cu orice preț,
Este o cultură a colegiului bun la care trebuie să ajungi luând 11, cred că 10 nu mai e suficient în curând și așa mai departe. Și toate lucrurile astea, până la urmă, se reflectă în mintea copilului care spune și își spune: ok, dacă asta mi se cere, o diplomă, un 10 la evaluarea națională, un 10 la BAC și așa mai departe, de ce m-aș mai, știu eu, de ce m-aș mai strădui să învăț pentru mine? Eu cred că sunt vicii profunde ale sistemului nostru, care reflectă, până la urmă, sistemul nu cred că e nici mai bun, nici mai rău decât societatea în ansamblu. Și pe mine cumva chiar chestia asta mă sperie. Mă sperie pentru că văd cercul vicios. Societatea care susține tipul ăsta de practică, da, care la rândul ei alimentează societatea. Și până la urmă, cu toată reținerea față de tenta filozofică, eu cred că ceea ce face Emilia e, până la urmă, un gest profund filozofic. Mie mi se pare că are rădăcini în cinismul antic, în școala cinică, nu? Cinicul fiind ăla care strica petrecerea și strica dansul iluziilor și venea și spunea: uite, vedeți, voi sunteți cam maiurea. Nu prea e ok ce faceți. Îmi pare rău, eu nu o să particip la mascarada asta. E un gest antisistemic, ușor anarhic până la urmă, al unui om care refuză să-și danseze la oaltă cu societatea. Emilia, sunt mai multe întrebări de la mai mulți privitori care merg și bat cumva în aceeași direcție. Întreabă oamenii cam același lucru în fond și am să iau întrebarea cumva în felul în care a formulat-o Carmina Trâmbițaș-Vaculovski, pe care o salut și mulțumesc pentru aprecierile pentru CC de Galați. Carmina întreabă așa: ce apreciați că ar fi bine să facă profesorii din învățământul preuniversitar? Aș adăuga eu, cred că și cei din universitar pot fi adăugați aici, pentru a-i familiariza pe elevi cu rigorile muncii intelectuale, citării, realizării bibliografiei, webografiei și a respectării drepturilor de autor. Mai concret, ce crezi că am putea face efectiv în afară de a le spune: măi, copii, nu-i frumos? Cum ai vedea chestiunea asta? Eu cred că trebuie, nu știu, acum cu siguranță, dacă aș fi profesor de limba română în școala generală sau la liceu, aș face cam ceea ce fac la cursul de etică și de integritate atunci când scriu, când le spun studenților cum trebuie să realizeze o lucrare. Nu foarte presupun că elevii de generală și de liceu au de făcut referate, eseuri și alte tipuri de proiecte pentru diverse materii. Le-aș explica, în primul rând, care este structura unei astfel de lucrări, ce trebuie să conțină și care sunt părțile, așa cum am învățat la analiza de, cum să spun, analiza literară, nu? Care sunt părțile componente ale unei opere literare, cam așa i-aș învăța care sunt părțile obligatorii ale unei teme de tipul acesta. Și apoi i-aș învăța cum să citeze și le-aș explica cum să citeze, evident, spunându-le și de ce e important să citezi, de ce e important să respecti munca unei alte persoane, iar apoi le-aș da o temă, nu, evident, urmărind dacă ei au respectat în care să citeze, să le-aș pune la dispoziție surse bibliografice și apoi aș vedea dacă au respectat și efectiv le-aș arăta, aș discuta temele respective, aș face mini-studii de caz din lucrările lor, poate eventual tăind, cum să spun eu, numele, ca să acopăr numele, să nu fie lucrarea unei persoane considerată lucrare, o dăm de exemplu, așa da sau așa nu, și cineva să se simtă, știu eu, vizat, sau chiar aș putea să schimb și să pun conținut aproximativ similar, să schimb eu lucrarea, ca o persoană să nu se simtă vizată, pentru că știu foarte bine cât de sensibil pot fi elevii și să nu
considere cineva că sunt culpabilizați în fața clasei. Sunt generații mult mai sensibile decât au fost generațiile noastre, cu siguranță, și cu ei așa trebuie să ne comportăm, cu multe seturi de mănuși, să nu le lezăm demnitatea și personalitatea. Și cred că asta aș face. Iar le-aș mai da apoi teme de tipul acesta. De fapt, cum să vă spun, în mediul academic în străinătate există o săptămână orientativă. Fiecare student care studiază la licență, la masterat, are o săptămână de orientare în care efectiv persoana respectivă e familiarizată cu regulile casei și studentul respectiv are inclusiv un curs de metode de cercetare, ca să știe ce tipuri de metode de cercetare să aplice pentru lucrările pe care le va avea de rezolvat și de realizat, și după care are de făcut, are de urmat un curs de pur și simplu un curs de integritate, în care studenții sunt li se explică ce e plagiatul, de ce e rău, li se explică cum trebuie să citeze, li se dă tot instrumentarul de rigoare, li se explică alte situații de fraudă academică, ca nu cumva să nu, cum să spun eu, să nu spună vreun student că nu a știut. Genurile acestea de, aceste săptămâni și aceste cursuri introductive, ele sunt obligatorii. Toți studenții trebuie să le urmeze. Tot în săptămâna aia te duc și ți arată care e biblioteca și așa mai departe. Adică ești familiarizat cu tot ceea ce înseamnă viața de student pe care ai început-o. La noi nu există așa ceva. Mai degrabă, studenții, eu am observat din ceea ce se întâmplă, studenții noștri nu sunt foarte fericiți cu aceste cursuri de integritate. Le fac, nu am simțit o plăcere neapărat în faptul că le fac, ci știind că sunt cursuri obligatorii și că ele sunt impuse de minister, le privesc cu foarte mare reticență și nu consideră că sunt niște cursuri din care ar putea să învețe ceva sau sunt cursuri care să le fie utile. Cam asta simt eu că se întâmplă. Deci, iarăși cred că ține foarte mult de felul în care noi ne organizăm, felul în care noi organizăm predarea acestor și conștientizarea și cum popularizăm. Pentru că eu cred că e nevoie și de un soi de popularizare internă, fie în școală, în liceu, în facultate. Da. Bateria la loc. Înțeleg și... Și notăm, să știi, avem un catastif de bune practici pe care încercăm să-l punem cap la cap la Merito și nu numai. Mă gândesc, numai un pic, Dor, dacă îmi dai voie, mă gândesc că lucrul acesta pot să-l facă și profesorii de geografie. Adică și profesorul de geografie, dacă le cere elevilor să facă, studii sau referate sau eseuri, să facă și profesorul de geografie, să explice și profesorul de geografie lucrul acesta. La fel la biologie sau la orice altă materie unde elevul, cred că ține până la urmă de fiecare profesor în parte, pentru că niște cursuri speciale, niște cursuri dedicate, s-ar putea ele să fie privite cu mare reticență, să elevul să nu... Să zică, ok, asta mi-e ceva impus, nu neapărat, nu cred că mi-ar plăcea să fac... Bun... Ceea ce spuneam mai devreme despre a include acele cursuri de integritate în educație socială și a învăța să fim corecți, cinstiți și așa mai departe, cred că sunt un pic separat, dar dacă ele vin suplimentar și le arătăm elevilor cum ar trebui să procedeze atunci când lucrează cu surse, poate, nu știu, la o materie, nu mai știu ce materii sunt acum, dar poate la o materie trebuie să lucreze cu planșe foto, cu diverse imagini, să le atragă profesorul atenția. Pot lucra la orice materie, pentru că planșa foto ține cumva de, mă rog, partea instrumentală a lecției, așa că, în principiu, în funcție de ce le cere profesorul, pot lucra oriunde. Sigur, și dacă e o imagine luată, dacă este un infografic luat, dacă este...
lor să le intre în automatism. Adică lucrurile acestea să vină natural. Bun, la început îți spune profesorul, nu trebuie să te depuncteze pentru lucrul acesta. Dar la un moment dat să devină automatism pentru elev. Și să știe atunci când preia ceva ce a făcut altă persoană, să citeze. Și de ce nu poate, puteți să faceți și o altă, nu știu, poate tot sare, mă gândesc la profesorii de limbă română, dar nu neapărat, să facă, să le testeze reacția elevilor, dacă e, de exemplu, o situație în care, să zicem că elevii trebuie să facă o scurtă compunere sau sau să scrie o poezie, de ce nu? Și poezia pe care ei au creat-o și ei au muncit-o, la următoarea oră să vină profesorul și să o prezinte ca fiind scrisă de altcineva și să le testeze poeziile lor, de fapt, să fie prezentate ca scrise de altcineva și să le testeze reacția. Atunci când e ceva făcut de tine și munca ta, vei fi, nu e proprietatea ta, că e vorba despre telefon, portofel, cred că la fel se întâmplă și când vorbești despre o poezie sau o compunere sau ceva ce ai creat tu, pentru că eu în simț al apartenenței, nu? E dezvoltat, cred că e ceva nativ în noi și atunci oamenii ar înțelege mai bine elevii de ce e important să respecti proprietatea, chiar și intelectuală, a unei alte persoane. Da, mi-aduc aminte, chiar era un banc cu elevul Ionescu care a prezentat o poezie, creație personală, se numea La Steaua. Lăcrămioara, dacă vrei să intervii, te rog. Da, mi se pare foarte important ceea ce a spus doamna Șercan, dar mi se pare la fel de important să punctez eu faptul că atâta timp cât acest demers vine doar din partea unui singur profesor, așa e. El nu este la nivel instituțional. Dacă nu procedează la fel toți profesorii din instituția respectivă, rezultatul va fi în timp. Nu doar că nu va ajunge la elev mesajul, dar profesorul va fi cel care va fi blamat pentru o atitudine diferită față de celorlalți. Atâta timp cât ei pot să treacă fără niciun fel de probleme, cu diverse variante de referate, copiate directe pe internet, ba chiar să ia și note foarte mari, ba chiar să ia nota 10, în definitiv, uite, am muncit, copilul a dat un copy-paste, iar profesorul a bifat activitatea respectivă, a bifat referatul, pe care eventual îl pune pe elev să și-l adauge la portofoliul lui educațional, pentru că nu e așa, toți elevii au portofolii educaționale. În momentul în care el va trece de toți ceilalți profesori, se va lovi de unul singur care îi va zice, păi da, dar tu nu ai structura eseului. Da, dar uite, tu ai avut prezentat, ți s-a spus exact cum trebuie, s-a discutat despre argument, diferența dintre argument și exemplu. În sfârșit, eu mă raportez la disciplina pe care o predau eu. El va respinge demersul ăsta. Îl va considera exagerat, va respinge profesorul care îi cere lucrul ăsta. Așa, o asemenea atitudine trebuie să fie la nivelul întregii instituții, oriunde, nu doar într-un singur loc, ci absolut peste tot, în toate școlile, pentru a obține un efect, într-adevăr, pe termen lung, real pe termen lung. Da, ăsta aș spune că e un lucru pe care l-am tot spus și eu. Eu cred foarte mult în puterea indivizilor și cred că până la urmă, hai să spunem că indivizii sunt cei care impun muzica și tonul. În schimb, în momentul în care individualismul, hai să spunem de felul ăsta, capătă așa accente ușor extatice și false, după părerea mea, sistemul suntem noi, fiecare dintre noi o să schimbe și o să facă, acolo se trezește partea, hai să spunem, mai sceptică din mine, care vine și spune pe baza unor studii, nu a unor păreri personale, că nu, din păcate sistemul poate înnăbuși un individ. Pentru că la un moment dat s-ar putea să obosești bunele intenții ale unui individ, pentru că la un moment dat s-ar putea să obosești să te lupți cu întreaga cultura locului la nesfârșit. Pentru că exact cum spune Lăcrămioara,
Elevul ăla care nu înțelege de ce ar trebui la tine să facă altfel, și nu e unul, sunt zeci, poate sute, da, de elevi care nu înțeleg de ce ar trebui să se schimbe regulile jocului exact la tine, ai rezista și ale rezista, până la urmă cere un tip de, aș spune, de reziliență psihică și chiar fizică, de ce nu, de care nu știu dacă suntem cu toții în stare și nu știu dacă toți putem să fim, până la urmă, Emilia și Arcan la nesfârșit. Dar nu putem să fim tot Don Quixote și să luptăm cu urile de vânt. La un moment dat, inevitabil cedezi. Da. A fost la un moment dat o mână sus, cred că de la doamna Ivașcu. Mai vreți să interveniți? Sau v-ați răzgândit? Ok, dacă nu, o să întreb eu ceva, Emilia, plecând tot de la niște observații ale celor care ne privesc. Sunt foarte încinse să știi discuțiile pe pagina de Facebook și aici s-a pomenit de mai multe ori despre importanța modelelor până la urmă și până la urmă. Cineva chiar dădea o sentință ușor, nici nu știu cum să spun, descurajant așa la prima vedere, spunând că nu mai există model. Nu știu, sunt lucrurile atât de negre. Cum vezi tu raportul dintre, până la urmă, spiritul tânăr în formare și oamenii care ar trebui să reprezinte modele? Contează cât de mult? Cum? Păi, da, cred că contează și contează și ceea ce tinerii consumă. Eu mi-aduc aminte de generațiile mai trecute, în fine, generațiile trecute ale studenților, care veneau la facultate și spuneau că ei își doresc să devină, în fine, faimoși, adică căutau modelele lor, însemnau nu oameni care munciseră foarte mult pentru a face performanță într-un anumit domeniu, ci mai degrabă căutau să-și aleagă vedete dintre modelele lor, să fie vedete și nu neapărat, știu eu că sunt și vedete, dar își doreau să fie, mergeau spre zona de entertainment. Am avut și generații care au venit și și-au, bineînțeles, mă raportez la presă, că mi-e mai ușor să spun lucrul acesta. Ei, acum generațiile, în fine, din ultimii ani, cred că, da, eu cred că duc o lipsă de modele. Cred, pentru că îi văd că nu mai știu, că în momentul în care îi întreb, în fine, ce jurnaliști urmăresc și îmi dau seama că răspunsurile sunt superficiale și sunt răspunsurile facile. A, păi mă uit la Andreea Esca, urmăresc pe Andreea Esca. Nu neapărat ei și dorindu-și să fie, sau ele, în fine, studentele, să devină un fel de mini Andreea Esca. Cred că da, cred că suferim și trecem printr-o criză de modele. Eu m-aș uita un pic și la contribuția pe care o are presa în modul în care a deformat, modul în care societatea se raportează la modele. Și mă gândesc aici, de exemplu, la anii 2000, la Pro TV, care era postul cel mai urmărit, cu cea mai mare audiență, și mă gândesc la emisiunea Vacanța Mare și la acele emisiuni, cum să spun, nu știu, erau ceva care promovau foarte mulți, promovau de fapt antimodelele. Și, ca să nu mai spun, maneliști, tot felul de vedete, nici nu știu cum să le numesc. Noi le numeam atunci în presă, le numeam vedete de carton. Erau milionari de carton, cam așa erau și vedetele de carton. Și lucrul acesta noi vedem că s-a reflectat într-o oarecare măsură în societate. Oamenii care își doreau să aibă mașini de nu știu care, oamenii care își doreau să aibă, nu știu, să fie înconjurați de persoane de nu știu care sau să participe la evenimente de nu știu care, pentru că astea erau modelele servite de către presă. De o anumită parte a presei, evident. Și eu sunt conștientă că
acele emisiuni aveau o audiență de 70 de mii de ori mai mare decât audiența pe care o avea poate o anchetă pe care o publicam eu sau un alt material explicativ măcar. Un material explicativ care îl făcea pe om să înțeleagă ce se află în spatele unei decizii politice luate de guvernanți. Avea infinit mai mare audiență și mai mare trecere și lucrurile pe care noi le făceam muncind enorm la ele contau într-o măsură mult prea mică pentru societate în ansamblul ei. Înainte să-i dau cuvântul Măriucăi Talpeș, care s-a înscris la cuvânt, Măriuca, dăm voie să mai pun o întrebare ca să structurez cumva și logic dialogul nostru. Emilia, ai atins o temă și un butonaș așa, la care eu recunosc sunt foarte sensibil. Ai spus că noi lucram serios, ne documentam, băgam timp și resurse în chestia asta și totuși materialul nostru se pierdea în valurile de, știu eu, zgomot, să zicem, informațional. Și atunci nu pot să nu mă întreb. Nu e nevoie cumva de o credință aproape mistică, așa, aproape religioasă, într-un soi de victorie finală a binelui, ca să te gândești că vocea care spune adevărul, până la urmă, într-un fel sau altul, va reuși să răzbată din zgomotul ăsta de fond? Sau putem gândi ceva mai laic și ne putem aștepta ca până la urmă să nu se mai audă vocile astea, să fie pur și simplu înghițite de vacar? Uite, haide să spun un lucru. Genul colegilor care fac, sau în fine, colegii care fac cam același gen de lucruri pe care le fac și eu, nu tratează presa ca pe acea meserie care îți aduce un salariu, care îți plătește facturile. Nu, e dincolo de asta. Pentru noi e, ajunge să fie un mod de viață, cu sacrificiile despre care vorbeam mai devreme. În fine, în presă este și noi avem o vorbă care sunt bolile profesionale. Ulcerul și divorțul, că aia e, nu prea reușești să ții o familie dacă stai și tot timpul ești 24 de ore, de fapt, și când dormi te gândești la subiectele pe care le ai. Și pentru noi presa e mai mult, cum spuneam, pentru că nu e o meserie pentru care ne-am pregătit să 4 ani, 7 ani sau cât durează o facultate în general în alte domenii, nu? Pentru noi ajunge să fie, categoric este o vocație și ajunge să fie un mod de viață și lucrul ăsta cred că se întâmplă la cei care ajung în situația asta. Se întâmplă pentru că credem foarte tare în puterea binelui, în puterea de a schimba. Și spuneam mai devreme că în multe situații noi suntem conștienți că nu vom reuși să schimbăm lucruri la nivel de, știu eu, de sancțiune, poate, sau de reformă imediată, de schimbare imediată, dar pentru noi e foarte important faptul că ne informăm oamenii și poate schimbarea vine din schimbarea mentalităților la care noi contribuim puțin, pentru că omul e informat, înțelege, află, cunoaște lucruri și atunci, fiind mai informat, va fi mai atent la deciziile pe care le va lua în viitor legate de propria persoană, de familie, de, știu eu, apropiați, de ce nu de afaceri și așa mai departe. Adică noi cred că prin asta ducem o luptă, da, e o luptă oarecum, dacă stai și te gândești așa, lupta pare pierdută din start și fără niciun fel de șanse de... Dar cu toate astea, uite că mai sunt câțiva oameni care cred foarte tare și mă gândesc la jurnaliști care fac lucruri pe care, în fine, le facem noi aici într-o democrație ceva mai sigură. Mă gândesc la oamenii ăia din Mexic. E teribil ce se întâmplă în Mexic, adică de la începutul anului sunt deja 5 asasinate, 5 jurnaliști asasinați. E o meserie mult mai periculoasă, adică e undeva în topul meserilor periculoase pentru viața unei persoane, să fii jurnalist. Și da, și în alte
În alte părți din lume e la fel de periculos. La noi, din fericire, în fine, vorbește o persoană amenințată cu moartea, nu este chiar atât de grav. Dar cu toate astea, deci cu toate ce s-a, absolut cu tot ceea ce s-a întâmplat, adică eu cred foarte tare în e un cuvânt mare spus, misiune, dar în credința noastră că lucrurile cumva se pot schimba, la nivel de sistem sau dacă nu la nivel de individ. Și dacă se schimbă la nivel de individ, la un moment dat se va forma masa critică să schimbe și sistem. Da, mulțumesc pentru răspuns. Eu cred că răspunsul a fost de fapt un da, complicat, dar un da. Da, un da foarte complicat. E nevoie de credință până la urmă. Și de vocație, exact cum spui, și nu pot să nu văd că e o paralelă evidentă până la urmă și cu meseria de profesor. Pentru că eu, mă rog, nu țin neapărat să mă număr printre metaforizanții sistemului de învățământ. În schimb, cred că și la noi e nevoie de multă credință până la urmă că semințele pe care le pui o să rodească cumva. Chiar azi îmi scria un fost elev de acum mai bine de 10 ani, cred, chiar îmi amintesc cum Puști era pe vremea aia isteț și complet dezinteresat de filozofie, cum erau mai toți, și mi-a scris azi rugându-mă să-i recomand niște cărți de filozofie. Trebuie să ai până la urmă credința că 10 ani mai târziu niște lucruri puse acolo în mintea lui. O sămânță mică. Da, o sămânță mică. Măriuca, te rog mult cu scuze că te-am ținut atât de mult să aștepți. Da, bună seara tuturor și mulțumesc Doru și doamne Șercan pentru așa discuții frumoase și dumneavoastră tuturor. Subiect foarte, foarte, foarte interesant și Doru, același lucru vreau și eu să-l spun, cât de aproape de fapt meseria de profesor, de meseria de jurnalist ca formare. Acum media intră în viața copiilor mai devreme decât poate intră anumite canale de media. Media afectează un pic adulții mai mult sau adolescenți adulți, dar ei au canalele lor și când sunt mici. Vreau să zic un singur lucru, așa îi scriam cu un pic și lui Doru. Sunt multe lucruri care le putem face pentru copii, sigur și în familie, dar și la școală, astfel încât să aleagă și ei. Unele pot fi făcute chiar, să zic, ca regulă, și altele să le aleagă pentru că le văd, le simt, le exersează că sunt în favoarea lor și le plac. Le plac mai mult acelea originale decât le plac celelalte. Adică să aleagă ei cumva. Eu am un exemplu foarte apropiat, copiii mei, care au fost într-un sistem internațional la facultate, au făcut cele 2 săptămâni de care spunea doamna Șercan de pregătire pe ce înseamnă să fii corect, să nu copiezi, să nu discriminezi și să n-ai probleme cu droguri, alcool și alte lucruri foarte rele în acea facultate. Și erau obligatorii cursurile astea și a început facultatea. Și să știți că șocul cel mare, ei făcând toată școala până la liceu, inclusiv în România. Au făcut, mă rog, în București, Mihai Viteazu ca liceu. Copii buni, dar sunt sigură că au și copiat în perioada lor de liceu, așa. Au ajuns acolo și au început examenele. Și să știți că aveau enorm de citit, deci câteva cursuri pe trimestru, erau trimestre acolo, aveau, cred că 4 cursuri, dacă nu greșesc, pe trimestru și un pachet așa mare, erau teancuri de cărți, pe o singură materie. Întrebarea era, trebuie să le citească pe toate? Da, trebuiau să le citească pe toate. Tot de ancora. A doua întrebare, la examen primeau ceva din acele cărți? Nimic. Deci nimic din cărțile alea nu primeau ca întrebare directă. Deci toate întrebările erau verificau că au citit, dar le cereau părerea lor. Nu era nimic din cărțile alea. Și a fost un șoc total. Dar au apreciat foarte mult pentru că părerea lor conta. Ei citeau mult, învățau mult, examenul verifica că au citit, dar nu trebuiau să spună nimic din cărțile alea, cuvânt cu cuvânt sau nimic. Asta a fost primul șoc. Și al doilea șoc l-am avut cu unul din copii care a trebuit să facă un eseu despre o critică pe un tablou. Deci era un tablou, era istoria artei ca materie. Și el trebuia să analizeze, era o lucrare scrisă pe care a depus-o
și pentru care a luat failed. F, F, F-ul lor înseamnă failed. El a analizat acea lucrare a unui critic despre acel tablou, dar nu a pus ghilimele în câteva locuri, nu o să pună ghilimele pe textul pe care el îl analiza. Nu a pus ghilimele, la evident că analiza acel text și că asta era lucrarea lui, dar nu a pus ghilimele și a primit fail. Deși era foarte clar că, na, am vrut să zic că nu s-a discutat, acel fail a fost fail, adică nu, nu s-a comentat deloc. Toți copiii știau asta, asta e un caz și ultimul care, să nu vă țin prea mult, la Harvard, știu de la un nepot care a fost acolo și foarte buni ar fi acești copii ai noștri români care fac aceste facultăți să ne explice un pic sau să spună copiilor, poate, na, din România, acolo se dau examenele fără să stai la, fără să stai în sală. Ai 24 de ore, ai subiectul și pleci. 24 de ore rezolvi problemele acelea. Vorbesc de matematică. Mai este un curs foarte greu, chiar în anul întâi la matematică la Harvard, pe care îl trec puțini studenți. Bucuria este că ai noștri români trec acest curs, iau examenul, dar 24 de ore îi pleacă. În momentul în care cineva, indiferent cum, este văzut că lucrează împreună cu alții, poate să se uită în cărți, să studie, dar dacă lucrează împreună, automat sunt dați afară. Nu că pierd examenul. Deci părăsesc universitatea. Și evident, intră foarte greu la cel, la Harvard, da, se intră foarte greu. Deci acolo nu prea se discută, e cam asta e regula. Și vreau să zic că trecând studenți, copiii mei și respectiv cu alți copii cu care am vorbit, prin aceste sisteme au învățat cât e de bine. Au învățat cât de mult contează să ai părerea ta, să-ți pui părerea ta, cât de plăcut e să faci lucrul ăsta. Eu cred că se poate, de-aia îi spuneam și lui Doru, că ar fi minunat dumneavoastră care sunteți acum aici și alți domn profesori să ne spună cum au reușit să-i facă pe copii să aleagă ei partea creativă. Noi venim și dintr-o industrie de IT unde, după cum bine știți, cum dădea doamna Șercan exemple cu fotografiile și filmele, dar la fel sunt și în aplicațiile software. Păi ești considerat așa mai prost dacă plătești. Păi ce ia să plătești? Adică trebuie să copiezi, na, să te descurci cu un film, cu o soluție, o aplicație, o ceva. Dar să știți că educația asta prin anii 90, mă rog, a început, evident, era toată lumea copia. Acum deja lucrurile sunt cu totul altfel. Educația încet, încet a fost făcută. Deci eu cred că se poate și tare m-aș bucura dacă pornim de la această cafenea și mulțumim încă o dată mult Doru și doamna Șercan, să facem o colecție cumva, dar ce putem face? La clasa întâi, dar la a doua, dar la gimnaziu, dar la liceu. Dar ce au descoperit copiii? Dar cum au ales ei? Pentru că evident influențe negative vor fi și modele bune și modele rele. Cu tot efortul mass media și felicitări încă o dată, cu mare efort, cu toate astea exemplele vor fi greu de acoperit, cum zice Doru, să le ascundem așa, va fi foarte greu, dar copiii să aleagă, ei știu să aleagă, sunt copii foarte inteligenți, asta. Mulțumesc, Doru, și mulțumesc tuturor! Mulțumesc și eu foarte mult, Măriuca! Eu nu am pomenit Emilia, nu știu, poate și dintr-un fel de reținere, pentru că nu știu foarte bine cât de sensibil ești încă la acest subiect, dar dacă tot ai pomenit tu despre celebra amenințare cu moartea, nici nu știu să mai fie vreun alt jurnalist, cel puțin în ultimul deceniu, care s-a fost amenințat așa în România. A mai fost Diana Oncioiu, în fine, poate că nu la fel, de fapt, cred că ceea ce este particular la și ceea ce, cum să spun eu, face unii cumva, nu doar în ultimul deceniu, ci după 1990, nu știu înainte de 1990, dar să avem măcar acest reper temporal, niciun jurnalist n-a fost amenințat de autoritatea statului. Pentru că persoanele respective nu erau doi cetățeni de pe stradă, nu erau doi cetățeni nemulțumiți despre ce am scris eu. Unul era chestor de poliție și era rectorul Academiei de Poliție, instituția statului român, și celălalt era comisar șef de poliție și prorector al Academiei de Poliție.
Ei sunt practic instigatorii și ei au fost așa, nu? Au stabilit deja, au o sentință în primă instanță. Practic, ceea ce au arătat procurorii a confirmat o instanță și cred că asta particularizează, de fapt, povestea, acea poveste și faptul că pe mine m-au amenințat niște oameni care erau puși să ne păzească pe noi și care să formeze oamenii care ar trebui să ne păzească pe noi, nu? Polițiștii, autoritățile, acea autoritate a statului în care noi ar trebui să avem maximă încredere. Și asta, da, asta e absolut, nu știu, e particular, cum spuneam. Mărturisesc că privit așa un pic din afară, sigur, după momentul inițial care ne-a indignat pe toți și au fost destule reacții în spațiu public, mă rog, destule, nu destul de multe, după părerea mea, dar au fost câteva voci ferme. Mi-amintesc de Radu Vancu, de exemplu, nu? Cel care spunea foarte frumos și foarte plastic, cum face de obicei Radu, să aperi cu corpul tău concret principii abstracte. Mi s-a părut absolut memorabilă formularea aia și eu cred realmente că oamenii care sunt capabili de asta sunt, valorează mai mult decât greutatea lor în aur, ca să spunem așa. Dar cumva după momentul inițial, când, mă rog, cumva a devenit clar cine era în spate și s-au mai limpezit lucrurile, senzația mea a fost că lucrurile au căpătat așa un aer de, în spațiu public cel puțin, toată povestea asta a început să fie coafată cumva, ca și cum ar fi fost o simplă farsă, o simplă glumă și așa mai departe. Nu mă îndoiesc că tu n-ai resimțit-o așa și mă întreb ce e în mintea și în sufletul unui om care, nu știu, e amenințat în felul ăsta până la urmă. Cum continui? Ce-ți spui? Ce resorturi interioare găsești? Probabil cei care s-au gândit la faptul că a fost o farsă sau o glumă nu au văzut integral conținutul mesajului pentru că eu nu l-am făcut public. Nu l-am făcut public pentru că există nici nu știu cum să-l numesc, poate să se transforme într-un fel de sindrom copycat, când ai tendința să copiezi și să faci ceea ce vezi la televizor. Și m-am gândit, bun, asta pe de-o parte, dar principalul motiv pentru care nu am arătat mesajul integral a fost, am dorit să-mi protejez mama. Ar fi fost groaznic ca ea să vadă la televizor, să deschidă televizorul și să citească conținutul. Și nu l-am făcut public. Ce să zic, n-a fost simplu, a fost extrem de complicat, pentru că m-am și gândit atunci și de multe ori am și făcut paralela asta, cel puțin în mintea mea. Noi, jurnaliștii, suntem avocații oamenilor, suntem avocații opiniei publice, cu ghilimele de rigoare, pentru că ce facem noi, facem lucrurile pe care oamenii obișnuiți nu le pot face. Și noi ni le asumăm și le facem și expunem, aducem subiecte despre care nu se vorbește, ascunse, pe care lumea le dorește ascunse și așa mai departe. Și noi facem lucrul acesta pe când, de exemplu, procurorii sunt avocații statului, nu? Așa se și numesc, tot cu ghilimele de rigoare. Ei sunt, ce s-ar întâmpla dacă un procuror, de exemplu, ar fi amenințat cu moartea de o persoană pe care o investighează? Pentru că asta s-a întâmplat în cazul meu, nu? Era o persoană despre care, în fine, care era într-o funcție de conducere, despre care eu scrisesem și care conducea o instituție despre care eu scrisesem. Nu știu cum să zic, noi nu avem o autoritate, noi nu suntem, în cazul unui procuror te poți duce pe infracțiunea de ultraj, care e mai aspru pedepsită decât o infracțiune simplă, de șantaj sau de amenințare, cum este în cazul unei persoane care nu reprezintă autoritatea statului. Și
Dar noi până la urmă lucrăm, nu, într-o formă sau alta, și procurorul și jurnalistul lucrează tot în beneficiul societății, a statului sau a oamenilor. Și nu știu ce să spun, nu e simplu. Eu m-am bucurat foarte tare că instituțiile au reacționat foarte bine și poliția, cei de la polițiștii de la Serviciul de Investigații Criminale, de la Poliția Capitalei, Poliția Municipiului București, au fost ireproșabili. Ei au făcut o anchetă absolut ca la carte, care a rezistat foarte bine în instanță, foarte solidă, cu dovezi, au reușit să adune, să probeze, să... La fel, mai departe, procurorii de la DNA care au preluat cazul și... Acum ce să spun? Din punctul meu de vedere, tocmai pentru că o astfel de sentință ar trebui să aibă rol, sentința pe care, în fine, judecătorul de la Curtea de Apel, judecătoarea de la Curtea de Apel a dat-o, ea ar trebui să aibă și rolul de a atrage atenția și să aibă și o formă de să reprezinte o formă de prevenție viitoare. Pentru că să ne protejeze pe noi, să știe că dacă cineva mai amenință un jurnalist vreodată, riscă foarte serios, adică consecințele sunt unele serioase și riscurile pe care și le asumă sunt mari. Și de asta spun, probabil că, da, sentința poate să pară că e dură, a fost dat 3 ani de zile, dar cu suspendare, fără dreptul... Li s-a ridicat dreptul de a mai fi polițiști și de a mai preda la universitate, la Academia de Poliție. Mie mi se pare puțin, sincer. Mi se pare puțin pentru că prin sentința aceasta ar trebui să fie să reprezinte acel semnal de alarmă pentru toată lumea care s-ar gândi. Și credeți-mă că unii se mai gândesc în continuare să transmită amenințări sau să... încerce diverse forme de agresiune asupra jurnaliștilor. Îți mulțumesc foarte mult, Emilia. Iată că încetul cu încetul ne-am apropiat de cele 2 ore devenite deja clasice ale cafenelei Merito. Dacă mai există vreo intervenție de final, cam acum ar fi momentul. Până se mai gândesc... Da, te rog. Da. Vroiam să remarc unul din avantajele integrității. Nu vreau să comentez costurile doamnei profesor Șercan, având experiența asta prin care a trecut dumneaei, dar integritatea dumneaei i-a dat putere să reziste. I-a dat putere ca să învingă binele și să învingă adevărul. Poate nu așa cum s-a așteptat dumneavoastră, dar e de remarcat lucrul ăsta. Și aș mai vrea să adaug că am fost încurajată, ca și profesor. Eu sunt mamă de 4 fete, toate au absolvit facultăți, 2 în țară, 2 în Germania. Ultima este studentă la Charité, la medicină în Berlin. Și mi-a zis... când a plecat, când a fost admisă, că a dat examen, mi-a zis așa, zice, mamă, să nu uiți. Indiferent de rezultat, tu trebuie să semeni așa cum ai semănat și în noi. Că asta dă putere. Adică integritate și să stea cumva și împotriva vântului, dacă vântul nu e așa prielnic pentru principiile care au fost crescute și, în general, principii de valoare. Și asta m-a încurajat ca și profesor și cred că asta, dacă măcar la nivel individual, va da rezultate, dacă nu la nivel sistemic, dar exact așa cum spunea și doamna profesor, s-ar putea vreodată să se formeze așa o masă critică. Și cred lucrul ăsta. Trebuie să fim consecvenți. Mulțumesc mult, Firica. Da, cumva mesajul ăsta aș fi vrut și eu să ți-l transmit, Emilia, că sunt foarte mulți oameni pentru care contează.
în fond, ceea ce faci tu, din punctul meu de vedere, reiterează un conflict vechi decât lumea între individul care, mă rog, vine și spune, uite, există limite și n-ar trebui să le trecem, și o masă care conjunctural spune, hai să tăcem, să ne facem treaba. Până la urmă, de la Socrate, la Seneca și de la, știu eu, Seneca la Ian Palach sau la Liviu Babeș sau mai știu eu. Bine, sigur, păstrăm proporțiile, sper să nu plătim vreunii cu viața, pasiunea pentru adevăr. Însă, până la urmă și până la urmă, istoria a reținut mai degrabă oamenii principiali. Mai am două mânuțe ridicate sus, vezi, eu vreau să-ți dau drumul la treburi, însă lumea nu te lasă și mă bucur foarte mult, e un semn foarte bun. Merg întâi către colega și prietena mea, Laura Stifter, profesoară merito, și te ascultăm, Laura. Bună seara! În primul rând, felicitări din tot sufletul pentru curajul pe care îl aveți și îmi dau seama că este o muncă pe cât de importantă pentru societate, pe atât de riscantă, din păcate. Aș vrea să vă întreb și să vă propun totodată în legătură cu predarea integrității în învățământul preuniversitar. Mi se pare o idee excepțională în foarte multe școli occidentale, în Austria, în Cehia. Etica este disciplină obligatorie încă de la clasele mici. În Austria, de exemplu, știu că de anul acesta școlar s-a introdus etică și chiar avea o problemă, știu de la un profesor de acolo, avea o mică problemă în privința personalului didactic. Nu aveau profesori de etică. Deci, cumva, Occidentul, sistemele de educație de acolo au această preocupare pentru predarea eticii în preuniversitar. Și ce aș vrea să vă propun, mă gândesc că am putea constitui un nucleu, cei de la Merito, cu absolvenții de filozofie în general interesați de domeniul eticii, pentru că sunt foarte mulți. De exemplu, în 2018, septembrie sau octombrie 2018, Facultatea de Filozofie din București a organizat o conferință națională a profesorilor de filozofie exact pe tema predării eticii în preuniversitar. Deci există o comunitate de cadre didactice din universitar și din preuniversitar, care ne-a putea aduna eventual sub umbrela Merito sau într-o altă formă și să facem asta, pur și simplu să gândim împreună o formă de a pune presiune pe autorități pentru a introduce și în România etica în preuniversitar. Și asta mă gândeam dacă vi se pare, considerați că este o idee utilă, să constituim această comunitate și să facem împreună posibil acest deziderat. Mulțumesc tare mult! Puteți să vă bazați pe mine! Laura e optimistul nostru de serviciu și spiritul practic. Adică noi vorbim așa, de multe ori eu cel puțin vorbesc despre sexul îngerilor așa. Laura e omul care vine și spune, ok, da, hai să facem și să punem cap la cap ațele. Mulțumesc mult, Laura. Și mai am o mânuță sus, din nou de la Lăcrămioara. Lăcrămioara, te rog. Da, eu mă simt cumva așa prost să intervin acum, după ce s-a vorbit atât de mult despre filozofie și etică. Am gândit la faptul că noi suntem aici majoritar profesori, poate sunt și ceva elevi, și la faptul că meseria noastră chiar nu poate să fie făcută sau făcută bine dacă nu iubești copii. Iar eu aș spune că doamna Șercan este asemenea unui copil. Dar, știți, este asemenea copilului acela din basnul lui Andersen, care îndrăznește să spună că împăratul este gol. Gândiți-vă la faptul că atunci, după ce acel copil a spus, ha, ha, împăratul este gol,
toată lumea trebuie să recunoască faptul că străile cele noi ale împăratului erau inexistente. Poate că exact asta face prin activitatea domniei sale, doamna Șercan. Poate este copilul care spune că străile acestea foarte bine împopoționate ale autorităților noastre, de fapt, sunt inexistente. Și mi se pare foarte important faptul că o face, pentru că există o posibilitate reală să genereze acea reacție pe care am văzut-o în poveste. Da, mulțumesc! Da, da. Și eu mă gândesc că m-aș bucura mult să se întâmple asta. Mai devreme, mai târziu, nu știu, dar să se întâmple. Pentru că cred că avem nevoie. Cred că avem nevoie mult. Avem nevoie noi ca societate și eu chiar simt la, în fine, ceea ce se întâmplă în societatea noastră și ceea ce se întâmplă, mai ales ceea ce se întâmplă cu educația. Chiar îmi pasă. Mulțumesc și eu foarte mult și nu știu cum să închei altfel, Emilia, decât mulțumindu-ți că ai fost cu noi în seara asta. Urându-ți să ai în continuare răbdare, putere și, nu știu, să simți cumva faptul că suntem mulți, cei care privim spre tine cu admirație, cu convingere. Acum, fie că ai vrut, fie că n-ai vrut, ai reușit cumva să devii un reper. Nu știu dacă ți-ai propus, dar ai reușit. Și ca să zicem așa, de acum zic să închei treaba asta, dacă tot ai început-o și sper să încheie așa cum trebuie. Încă o dată îți mulțumesc, atât timp cât stă în puterea mea și în puterea noastră celor care alcătuim echipa de la CC de Galați. În momentul ăsta, ușile noastre reale și virtuale sunt tot timpul deschise și poate că vom reuși pe viitor și alte colaborări. Dăm voie să închei cu un gând pe care ni l-a trimis Teodora Coman, profesoară și o poetă excelentă. Teodora spune așa: un interviu cu doamna Șercan trebuie să apară în orice curs de integritate profesională, cu atât mai mult a profesorilor. Eu cred din suflet că lucrurile pe care le faci tu sunt un început de reformă morală a societății românești și cu gândul ăsta în minte îți urez încă o dată să ai putere și să știi că poți conta pe noi pentru ajutor atât cât ne stă în putință. Le mulțumesc și celor care au stat cu noi până acum, pentru că sunteți interesați de cafenelele merito ale CC de Galați și ne vom revedea curând, probabil cu alți invitați, așa cum v-am obișnuit, toți oamenii 1 și 1 și care au în principiu lucruri relevante, interesante și importante de spus. La revedere, pe data viitoare! Seara.